sondaje din 4, în afară de Antena 3, care îl dau pe Iohannis. Cine mai, cine mai dă pe Iohannis? TVR-ul, Digi... Realitatea? La Realitate ne-am văzut. Sunt lângă steagul. Libertate! 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 Asta mare. Ce? Văd aceea. Copilul. Ia spune. Yeah.
Ca să intervină poliția de acolo, să-i disperseze. Demisia! 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 Unde mergeți? La universitate. Da. Acolo mergem. Mai e lumea acolo? Poftim? Zic, mai e lumea acolo, știți cumva? Ar trebui să fie, nu știu. Uh-huh. Din moment ce s-au hotărât, ne-au dispersat de acolo cu gaze lacrimogene din fața guvernului, din fața PSD-ului de acolo. Nu ne-a lăsat să apropiem, să ne apropiem. Și acum, strigat în Piața Victoriei și mergem către la universitate. Paști. Nu violență. Pașnic. Fericit, Ponta nu va ieși. Mersi. Domnul
Și-o pune la cruce. Am microfonul de la protecție. Da? Unde ce vorbești? Dați-vă puțin mai în spate, vă rog frumos. Continuăm discuția. Eu v-am spus atunci când a fost în 2012, da? Eu v-am spus atunci să... Dar dați-vă și voi puțin mai în spate. Ce primat? Aveți o problemă? Da, da. Îmi pare rău pentru că ați spus. Nu lasă să vorbesc. Păi tași din gură, atunci să treacă. Vorbiți, nu vă oprește-ne. Unde? Uite, acolo mă știu. Da? Nu știu, nu speriați. Și am venit să ne speriem. Da, am venit. Halloween, da, a trecut, nu nimic, vine 22. Da? Deci le-am cerut să nu, să nu se ia pe jandar, da? Și ați intrat în forță după aia. Când? V-a dat în cap cu pietre, atunci. Când a fost, da, și bine v-a făcut. Nu eu, v-a dat. Da, 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 da. Nu, ați intervenit înainte să vă dea. Și după aceea v-a dat cu cap, da, 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 da. Și de-aia v-au dat în cap atunci când s-a dat. Și poate să mai dea. Da. Noi suntem plătiți să primim. Sănătate! Înțelegi? Care e supărat? Ce a greșit atâtea... Dar nu mai vorbesc cu tine, că vorbești urât de colegii mei. Ok, îți înțeleg asta. Ții minte? Acum exact 3 ani de zile, exact aici. Alexandre, tu conduceai cordonul pe care l-am spart noi. Dacă doriți să revedeți, hai, te rog eu. Da. Alexandre, te rog eu frumos. Dacă nu m-ai văzut ultima oară pe stradă, tu niciodată n-ai putut să-ți menții profesionalismul. Băi, te rog eu frumos, Alex. Și ai luat totul personal și ți-ai distrus singur dispozitivele. Din punctul meu de vedere a fost bine, că ai comis greșeli capitale. Dar un jandarm care ia totul personal e periculos. E periculos. Când și ții să zic chestia asta? Băi, avem experiență, unul la unul, atât 3 ani de zile. Când m-ai văzut ultima oară? Alex, hai mă, băi, Alex, hai mă, nu mai colare. Serios, pe mi se pare ofensator să te trimite aici, exact, băi, hai mă, două ani. Hai mă, tu, băi, da. Dacă 3 ani n-am învățat nimic, nu o să înveți niciodată. Hai mă, Cine ți-are prea schimbare? Hei, stai mă, ce poară!